Bătrânele doamne, pe patru roți, cu o vârstă mai mare de 30 de ani, au fost expuse timp de 4 ore în centrul orașului de pe Bega. Retroparada primăverii a avut loc în acest an în Piața Unirii și a reunit peste 100 de vehicule istorice. Pe lângă mașini, au fost expuse și motociclete, iar timișorenii și pasionații de autovehicule au putut să admire bijuteriile pe patru roți, să le fotografieze și să pună întrebări proprietarilor. Participarea a fost una record, iar acțiunea a fost organizată de Retromobil Club România. Suntem la retroparada primăverii din Timiș. Ne-am adunat undeva la peste 100 de mașini. Sunt mașini de toate felurile. Aici avem și câteva din zona de antebelice. Peste drum de ele le-am pus pe cele românești. Au venit și câțiva colegi de-ai noștri din Mehedinți. Sunt și câțiva colegi din Arad, din Caransebeș, care au venit. Cam atâta mi-aduc aminte în momentul de față. Și dumneavoastră cu ce mașină ați venit? Eu cu Dacia 1300 din 1981. Avem norocul să fie o vreme frumoasă, încadrată într-o perioadă de ploaie și alte perioade de ploaie, dar acum e soare, e plin de lume, e exact cum ne dorim la fiecare eveniment. Am venit aici să fac poze cu aparatul la mașini, chiar foarte fain evenimentul, mașini frumoase, vechi, retro, mașini care mențin starea, chiar bine, mașini care se aud chiar foarte bine din punct de vedere al motorului. Care ți-a atras atenția? Care mi-a atras atenția acest Porsche, foarte frumos culoarea lui, mai ales că se vede frumos și în soare. Am venit să reprezint mașinile tatălui meu la retroparada primăverii. Le avem frumos în ordine, toate serurile. Prima generație din 61, a doua din 68, aceea albă este din 73, și ultima e din 89. Ele sunt expuse în ordinea crescătoare generațiilor, iar asta este pentru că noi am fost pasionați de la bun început de decapotabilele clasice de la Mercedes. Dorința noastră a fost de vreo 10-15 ani încoace să le avem toate generațiile, iar de nicio lună am reușit în cele din urmă, chiar în timp pentru retroparada primăverii. Care e mașina ta de suflet? Mașina mea de suflet este cea albă de acolo. De ce? Pentru că este una mai masculină. Mi se pare că liniile sunt mai pătrățoase și în interior totul este puțin mai mare decât la restul mașinilor. Și așa ca și caracteristici, dintre toate mașinile tale, care sunt cele mai neobișnuite sau cele mai interesante? Acestea pe care le vedeți aici expuse. Eu conduc o Toyota destul de nouă și nu se compară. Când mă urc din Toyota în acestea și invers, simt că mi se schimbă viața. De la... Da, foarte frumos. Mașinile vechi chiar n-o să mai fie niciodată. Ce au fost mașinile vechi, nu se compară astea noi de acum cu motoarele vechi. Da, îmi plac foarte mult. Cel mai mult mi-au plăcut Daciile, că mi-mi place Dacia, am special 1310, îmi place foarte mult. Da, și ce pot să zic, da, e foarte frumos. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, să mai văd astea de la Toyota, de alea vechi, modele vechi de Land Cruiser, alea îmi plac mie foarte mult. Și, din păcate, acum n-am văzut nicio Toyota, nu știu cum, de nou, n-a fost vreo Toyota sau... Da, alea mi-ar fi plăcut mie, astea de teren, alea mari, alea din anii 70-80, sunt foarte mișto. Iară ce mi-a plăcut de la Dacia, îmi place Dacia 1100, iară a fost una turcoaz, a fost foarte mișto, iară cu motorul în spate, alea chiar era o mașină practică, foarte folosită, prin anii 60-70 era folosită Dacia 1100, erau multe și mi-a mai plăcut iară un Trabant, mi s-a părut foarte interesant că avea farurile așa, parcă se încruntau și era foarte mișto chestia, îmi plac ideea farurile alea care se încruntă așa. Parcă ar fi furioasă mașina. Are așa,
impunătoare, are un caracter de ăsta mai impunător. Mașina aceasta este fabricație 1972. Se află la prima participare. Procesul de restaurare a durat 4 ani și jumătate. Și după cum puteți vedea, este absolut tot original, exact cum a ieșit din fabrică. Mai puțin proiectoarele, căci acestea erau opționale, da. Piesele se găsesc foarte greu. Am făcut rost din diferite țări. Olanda, Spania, Turcia. 15.000 a costat tot procesul de restaurare. 4 ani și jumătate, într-adevăr, a fost o mare provocare. Am trecut prin dificultăți, fie cu meseria și fie cu piesele, că le cumpăram noi și nu erau chiar bune, adică na, se defectau rapid. Cel mai important. Fără șoc. Aici? Nu-i fără șoc. Am venit la expoziția asta, e plin de lume aici, se vede foarte bine. M-a impresionat multe mașini de aici, cred că vreo peste 50 de mașini de toate mărcile, Volkswagen, Audi, BMW, Bentley, Cadillac, de toate, Arrow-urile românești, fabricate în România. Fotografii, am venit special să le fac și fotografii la aceste minunate bijuterii ale timpului, printre care cele mai mult care îmi plac sunt Volkswagen-urile Polo sau, de exemplu, Volkswagen-urile, da, văd că aici numai Beetle-le. Motor de 4 litri benzină, motor aspirat, unicat în România pentru că s-au făcut foarte puține și au cam dispărut de pe piață. E 4x4, 4x2, depinde cum vrei să o lucrezi. Crezi că ai puterea? N-are foarte mulți, dar sunt cai, adică scoși din motor. Nu sunt sute 80.000 cum sunt la mașinile noi, sunt 186 de cai, doar atât, dintr-un motor de 4 litri 6MV. Mașina fiind din 87, sunt un pic mai mare decât ea, dar are condiționat-o foarte puțin, nu necesita. Doar o vopsire exterioară care s-a ars de la soare vopseaua și imitația de lemn care a trebuit înlocuită. Despre asta e un Triumph Spitfire, o mașină englezească din 67, generația a doua, cred că prin anii 50 și cred că am făcut primul model. Mult mai fan de condus și mai interesant, asta chiar atrage priviri, nu știu dacă musa e aspectul, dar poate și culoarea o face mai interesantă. Deci culoarea și aspectul atrage cel mai mult? La asta cred că da. Și cât ai putere are? Puțin, cred că are 60 și ceva, dar e ușoară, are în jur de 700 de kilograme. Am venit aici la paradă, e foarte frumos, îmi place, să admir mașinile. Și eu mai sunt un vlogger așa, am un canal de YouTube, Cantofan Cristian mă cheamă pe canal și filmez tot felul, trenuri, evenimente de astea. Aro, pe aici am văzut ceva frumos și am venit să le aud motoarele, cum pornesc la prima cheie sau altceva. Și am văzut și două Volkswagen. Motocicleta este din 1978, e Honda CB750 4, modelul Super Sport.
4 cilindri în linie, 4 carburatoare, evacuare 4-1-1. Motocicleta este originală în proporție de, hai zicem, 99,9%. Ce viteză prinde? Nu știu cât ar fi prins când era nouă, dar acum eu am mers undeva la 170 viteză maximă cu ea. E un pic incomod pentru că nu are carenaj, e un naked bike. Aici lângă vă prezint mașina mea, un Golf 2 din 1990, ediție limitată Madison, produs între cam sfârșit de 89 și 90 această ediție. Ce ar avea mai special ar fi dungile și interiorul specific. Sunt relativ puține mașini cu opțiunea asta, are reglaj electric la faruri pe înălțime, ca și preț de achiziție. 500 de euro a fost. Pot să zic că am avut puțin noroc, deși pe parcurs am mai făcut mici reparații și de întreținere și de caroserie, dar tot mai trebuie. Eu au dețin în momentul de față mai multă motoare vechi, dar aici am venit cu un Meze din 1961. Este recondiționat de mine. Am lucrat pe el circa 3 ani de zile. Nu știu altceva ce detalii să vă dau. De cât tehnice, are 15 cai, cum am spus, fabricat în 61, este proveniență est-germană, găsit în România, cumpărat din România, dar proveniența se est-germană. E perfectă stare de funcționare, înscris, totul în regulă, funcțional, se poate merge cu el oriunde și chiar este o motocicletă de încredere, deși are vârsta care o are. Cum este de condus? De condus un pic mai greu, pentru că este cu ataș, o motocicletă de cu ataș se conduce diferit, nu neapărat greu, ci pur și simplu diferit de o motocicletă solo. În rest, ca orice motocicletă veche, trebuie să-i știi niște mici secrete ca să știi ce să-i ceri. Cum au fost oamenii când au văzut motoretul? Normal, lumea este curioasă, lumea privește cu admirație, pentru că sunt tot mai rare și e o apariție. Ca orice lucru rar, e o apariție.